Salutare băieți, bine v-am regăsit! Azi luăm rigul cu noi și mergem la Sound Creation să ne răsfățăm un pic cu un microfon nou. Ignorând jegul de pe barbriz, că mi s-au stricat ștergătoarele, mergem să ne răsfățăm pentru că am ajuns la un fel de checkpoint al carierei mele sau viitoarei mele cariere de pe YouTube și trebuie să ne răsfățăm, fraților, pe dar ce naiba? E focus? Am ajuns la destinație, urmează să cumpărăm echipamentul profesionist de care aveam nevoie. Ne revedem când ieșim. Gata, băieți? Nu știu exact ce se aude aici, așa ca biluțe. Aici este microfonul, 247 de lei. Nu e cel mai bun, dar așa, cât se poate, cât merge. Hai, imediat îl montăm. Merem, goodbye. Dar înainte de asta, mergem la IKEA, unde ne dublu răsfățăm. Ia deschideți ăsta, scuze. Păi? Te vezi negru. Ce? Ne dublu răsfățăm cu niște wrap cu somon. E foarte bun. Și sincer, nu sunt cu somonul, dar în ăsta e genial, nu știu ce naiba de sos eu pus, dar e foarte bun. Honey mustard și cu un iz de hrean. Cam așa. E bun și merită, sincer, că ești 15 lei. 15 lei am în două bucățele. Odată vreau și eu să vă fac un vlog și se întâmplă asta. Cum să vede. Yay. Oricât de mult încerc să fiu social și să ies afară din casă, universul mă face să stau tot în mașină. Cu toate că, uite, s-a oprit un pic la aia. Aș putea să filmez un pic afară. Oh my god, acum ce-mi vadă cu purghiu, cu ce tragi de-o. Deci avem aici microfonul de la Rode Video Micro. Putem să-l desfacem în sfârșit și să-l vedem împreună pe cameră. Nu prea-mi place mie că ambalajul ăsta e genul de ambalaj care trebuie neapărat rupt. Nu există să-l desfaci frumos, dar ataiete, îl desfacem cum putem. Trebuie pur și simplu rupt. Nu există altă variantă, ok? Și înăuntru avem the windshield. Ah, stai că cu totul, stați așa că aparent e cu totul. Deci e microfonul în windshield, chestia asta cu puf, și suportul cu care prinzi microfonul de cameră, acum mă plouă în mașină. Așadar, în sfârșit nu o să se mai audă ca... Bine că nu ți-a prins piciorul. Acest microfon. Și în rest mai avem înăuntru ce? Mai avem cablu cu care îl prindem, pe care îl introducem în cameră, și silica gel și ceva cod pentru, mă rog, instrucțiuni și ceva cod pentru activarea microfonului, dacă vrem, nu știu ce. Eu nu vreau nimic, vreau doar să-l conectez odată la cameră, să se audă în sfârșit ca lumea. Doamne ajută, de cât timp îmi doresc să am și un microfon ca lumea. Aici e deci cablu, prindem camera frumos pe rig. Asta mor de cald iar. O mai auziți? Wow, cred că funcționează deja. Și cam ăsta este noul nostru microfon. În sfârșit avem și noi ceva mai profesionist, mai ceva poți să fac în sfârșit vloguri. Salutare băieți și bine v-am regăsit pe canal, eu sunt Zgârcea și asta este deja, cred că a 10-a oară când încerc să fac filmarea asta. Dacă o să mai închid încă o dată, o să fie deja a 11-a, 12-a oară, nu mai vreau, gata, asta o să fie one take, ok? Deci, astăzi m-am răsfățat, ok? În ultimele 3 zile am sărbătorit. Nu pentru că am vrut să sărbătoresc timp de 3 zile, ci pentru că așa a făcut universul să sărbătoresc 3 zile chestia asta. M-am răsfățat astăzi cu un wrap de somon de la IKEA. Înainte de asta mi-am cumpărat un microfon pe care acum probabil că l-auziți. Adică să sperăm că l-auziți. Doamne ajută să nu mai fie iară probleme cu sunet, cu baterii, cu toate problemele pe care le-am întâmpinat până acum. Doamne ferește să se mai întâmple așa ceva. Și practic, long story short, nu știu câți dintre voi știți, dar dacă vrei să-ți faci un cont de YouTube, ai nevoie de, bineînțeles, dacă vrei să devii de fapt content creator, vreau să zic, ai nevoie, bineînțeles, de un cont de YouTube și a doua chestie de care ai nevoie este un cont de AdSense. Ei bine, practic, ca să devii content creator, ultimul pas pe care l-ai de făcut, și da, tocmai era să-mi bag degetul în ochi, este este să-ți validezi adresa, să verifice Google că adresa la care tu locuiești, pe care vei fi facturat, există cu adevărat. Și mai pe scurt, am reușit în sfârșit, după aproape 2 ani de zile, dacă nu mai mult, dar cred că sunt mai puțin de 2 ani de zile, am reușit în sfârșit
să devin cu adevărat un content creator. Adică, practic, mai pe scurt, alaltăieri am reușit în sfârșit să-mi verific adresa printr-un plic pe care trebuia să-l primesc de la Poșta Română de 4 luni de zile, dintre care, din 4 plicuri pe care le-am cerut de la Google, doar unul a ajuns acum 3 zile, cum am spus. Și, Doamne ajută, în sfârșit mă pot considera, fraților, un content creator adevărat, așa micuț, nu mediu, nu mare, e ok, micuț spre mediu, să zic așa, și sunt super mândru de treaba asta, sunt super mândru, e o mega reușită pentru mine, e super mișto și fără voi nu se putea să ajung în punctul ăsta, deci videoclipul ăsta l-am dedicat vouă, m-am decis să fac chestia asta, videoclipurile, că sunt, v-am zis, deja vreo 10 pe care le-am filmat, dintre care doar ăsta, să sperăm că o să iasă cum trebuie. Și, cum am zis, ideea principală era să vă mulțumesc tuturor celor care ați fost aici alături de mine de la început până acum, cei care sunteți aici de o zi, de o săptămână, de o lună, de cât timp sunteți. E super mișto să știu că vă am alături de mine și mă bucur tare mult că există persoane care să susțină treaba pe care o fac eu pe YouTube. Să sperăm că în viitor o să reușesc să fac content mult mai mișto. Probabil o să mă plimb ca o găină beată pe aici până când o să termin filmarea asta, pentru că nu vreau să intru în trafic, să nu mă mai auziți. Să sperăm că în viitor o să reușesc și eu să fac content mai ca lumea. Idei sunt, posibilități, adică idei sunt și sunt posibile, dar posibilități gen finanțe și chestii de genul, acolo un pic mai șchiopătăm o perioadă până când o să încep și eu să pot să duc un trai pe bune din YouTube, pentru că momentan chit că sunt un... Man, iar arăt de zici că urmează să-mi explodeze capul. Chit că sunt un... pe bune, de ce sunt atât de roșu? Așa de roșie mi-e și pielea? Nu, ok. N-am emoții, nu nimic, așa sunt eu roșu la față de zici că sunt o bombă. Sau, de fapt, sunt o bombă sexy. Nu, dar dilema asta o altă timpul, pentru că da, și... Cum ziceam, ca să faci content fain, îți trebuie și, în principiu, să ai jumanii de care nu toată lumea dispune, adică și cam așa, și pe viitor, ce să zic, să fie cât mai mult progres, să fie totul cât mai mișto, să fiți în continuare aici alături de mine, sunteți cei mai tari oricum. Le mulțumesc mai ales membrilor, pentru că sunt mulți, destul de mulți oameni, zic eu, care consideră pur și simplu că merit, ca o parte din venitul lor, ca o parte din banii pe care au pus deoparte. Am zis deja, deci chestia asta de atâtea ori că mi s-a luat în ultimele 3 zile. Nu mai vreau să mai repet chestia asta. Dar e super, super mișto și super interesant faptul că există oameni care consideră că merit o parte din bănuții lor să îi primesc pentru treaba pe care o fac eu, pentru efortul pe care îl depun pe YouTube. E foarte tare treaba asta și vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc tare mult, sunteți super mișto pentru că faceți chestia asta și îmi dă automat motivație, îmi dă automat ambiție, pentru că știu că fac ceva bine. Cu toate că drumul de până acum ăștia 2 ani de zile a fost plin de peripeții, n-am cum să zic că nu. Au fost foarte multe momente în care m-am întrebat dacă fac bine ceea ce fac, dacă o să ajung cu adevărat undeva. Și zic asta din simplu fapt că, na, sunt unele momente în care, mă rog, crești, progresezi, e tot fain, tot frumos și la un moment dat stagnezi. Și te întrebi, bă, de ce naiba stagnezi? Cu toate că faci aceeași chestie, faci aceeași chestie exact așa cum ai făcut-o până atunci. Și ție stagnează subscriberii, stagnează sau chiar încep să cadă. Uite, de exemplu, în ultimele 2 săptămâni am avut multe zile în care au început să îmi scadă pur și simplu random. Deodată 4 subscriberi într-o zi, 5 subscriberi într-o zi, uneori 10. Și te întreb, bă, ce dracu am făcut, man? Efectiv, n-am făcut nimic, n-am pus nimic controversat, n-am făcut absolut nimic greșit, zic eu. De asta spun că sunt multe peripeții prin care trebuie să treci și consider că asta e, face parte din a fi YouTuber, din a face content pe YouTube, pentru că nu e ușor, nu e ușor deloc, mai ales că, na, la un moment dat primești hate, primești hate pe care nejustificat și... De multe ori mă întreb, bă, de ce naiba faci chestia asta? Adică, sincer, sunt unii oameni care zici că efectiv se trezesc de dimineață cu gândul, bă, gata, azi sunt hater, astăzi urmează să-l înjur pe ăsta, să-l jignesc pe ăsta fără motiv. Și inițial n-am înțeles, nu că mi-a păsat asta, mi-am propus de la bun început, eram pe principiu, ok, dacă fac content pe YouTube, e clar, automat o să am hateri. Și m-am obișnuit cu gândul, m-am obișnuit cu ideea. Aia e, o să fie în continuare, mai ales cu cât cresc mai mult, cu atât o să fie din ce în ce mai mulți.
asta e, ce să faci. Sunt multe videoclipuri pe care le-am urcat în trecut, care sunt super cringe și sunt conștient de treaba asta. O să se lege foarte mulți oameni de ele. Abia aștept peste 2 ani, 3 ani de zile să-mi ia cineva videoclipurile alea puricat și să scoată din context anumite chestii, să... Mă rog, aia e. Asta e viața de YouTuber, de content creator. Oricum, cum v-am zis, eu sunt super mulțumit și mă simt super împlinit din simplu fapt că... Și nu mă refer la burtă, aia e partea a doua. Mă simt super împlinit din simplu fapt că am ajuns aici, ok? Deci pentru mine chestia asta e un mega milestone. Faptul că am ajuns în punctul în care de aici înainte am nevoie doar de un contabil și pot să încasez în sfârșit primii mei bănuți. Până acum n-am făcut nimic, sincer vă spun. N-am scos niciun fel de leu, nici măcar un leu din YouTube. Pentru că n-am avut contul cum trebuie. Pentru că suma nu e încă cine știe cât. E... foarte modestă, nu mi-am scos banii nici pe echipament, nici pe jocuri, nici pe curentul pe care l-am folosit, nici pe echipamentul din studio, nu mă refer doar la camere și microfon și toate astea, dar aia e, nu contează, cred că într-un final o să se merite tot efortul ăsta pe care l-am depus, efort financiar, mental, toate adunate la un loc. Și bineînțeles că niciodată nu o să uităm, asta întotdeauna o să mi readuc aminte și o să... Nu cred că o să mă opresc de altfel vreodată din a spune chestia asta. Hot Wheels-ul și AliExpress sunt începutul meu de pe YouTube, aia e clar, fără îndoială, fără semne de întrebare. Și cred că ăsta o să fie marcajul meu pe care întotdeauna o să-l aduc în discuție. Ce să zic, e interesantă chestia asta. Cu să fii content creator și dacă vreți careva să fiți și voi la rândul vostru și sincer încep să mă simt din ce în ce mai tâmpit că faptul că mă plimb pe același drum de 5 ori dacă vreți și voi să fiți la rândul vostru pentru că știu că o parte din voi probabil că vreți și încercați, sfatul pe care l-am pentru voi este pur și simplu să rămâneți pe drumul vostru, stay on your lane, ca să fiu mai așa cu colțurile mânjite de engleză pe la gură, să rămâneți pe drumul vostru, să faceți ceea ce știți că vă place mai mult, ceea ce știți că lucrurile la care știți că vă pricepeți mai bine și la un moment dat chestia asta bănuiesc că se va fructifica într-un fel sau altul. Drept dovadă, chiar mă gândeam astăzi când am făcut filmarea anterioară de la IKEA când ploua torențial la cuș, chiar vorbeam... Nu, Doamne ferește! Chiar mă gândeam că e o chestie așa interesantă că practic tu, dacă ești pe YouTube și faci, să zic, jumătate de an content și la un moment dat îți dai seama că nu mai progresezi, ajungi la, nu știu, să zic, 1000 de subscriber, 500, la cât ajungi și nu mai progresezi, pur și simplu. Ajungi într-un punct în care, practic, te decizi dacă vrei să continui sau nu. Și tu, alegând să nu mai continui, ci să rămâi, nu știu, să faci altceva, să abandonezi ideea de YouTube, practic, tu ești pus într-un mega coș de gunoi, să zic așa, cu toți ceilalți youtuberi care au ajuns tot în punctul tău și s-au lăsat. Între timp rămân ceilalți care vor continua, aleg în locul tău, cum tu ai ales să te lași, ceilalți vor alege să continue. Și ei vor progresa, iar tu peste 2 ani de zile, 3 ani de zile vei vedea că ei vor progresa și tu te-ai dus naibii, că ți-ai șters contul, că n-ai mai urcat, că etc. etc. Și de asta consider că perseverența pe YouTube face cele mai mari minuni. Până acum eu cea mai mare creștere am avut-o când am luat pauza de pe YouTube. Deci aia a fost cea mai mare creștere a mea de până acum. Pur și simplu m-am decis să iau o pauză pentru că nu mai găseam Hot Wheels în magazine și nu mai aveam ce content să fac legat de Hot Wheels, fapt pentru care am revenit și cu gaming în paralel. Și atunci am avut cea mai mare creștere. Și sincer am regretat după aia că m-am lăsat, din simplu fapt că poate că, nu știu, poate că pur și simplu atunci mă prinsese algoritmul și încerca să mă ridice mai sus și eu nu mai postam, eu nu mai eram perseverent. Ideea e că, cum v-am zis, dacă vreți să faceți content, să fiți și voi content creatori, doar faceți ce știți voi mai bine, ce vă place cel mai mult și cred că o să iasă bine într-un final. Băieți, din nou, vă mulțumesc tare mult pentru tot ceea ce ați făcut pentru mine. Vă mulțumesc tare mult că ați fost aici alături de mine până acum și că rămâneți în continuare alături de mine, să sperăm. Dacă sunteți pentru prima oară aici, nu uitați, oricând puteți să dați click pe subscribe, să fiți și voi noi mei suporteri pentru următorul vlog, să vă simțiți și voi acolo importanți. Și
Zgârcea Gang. Și dacă sunteți suporteri și știți că sau mă știți de mai de mult, pur și simplu scrieți acolo jos un coment. Nici nu contează dacă mă știți de o zi, de o oră, de un an, de o lună. Lăsați jos un coment, vă las acolo inimioară, automat știu că sunteți aici la sufletul meu. Din nou o chestie pe care am spus-o de cel puțin 10 ore în ultimele 3 zile. În rest, cam atât am avut de zis. Sunteți cei mai tari. Nu uitați, like, share, subscribe. În rest, Gârcea a fost aici, pe nu știu care stradă e asta, pe lângă penitenciarul din Timișoara și vă salută. Doamne ferește, nu! Goodbye, băieți! Rămâneți! Mai puțin cringe decât sunt eu. Nu știu că tu porți să de soia pe care o portai și pe filmările cu fiin. Stai să facem aici filmarea. Da, cu părul de picioare sau?